Un suflet deosebit, un băiat de nota 20. Nu o să fim la o cununie. Suntem la o mormântare. Veniți de la soarele care am gătit voi. Ștefăniță Gavrilă, tânărul din Râmnicu Sărat, care sâmbăta trecută a pierdut lupta cu boala care îl chinuia de 10 ani, a fost condus astăzi pe ultimul drum. Rude, prieteni și apropiați, profund îndurerați, i-au adus un ultim omagiu, flori și 10 de coroane. Pentru familia lui Ștefăniță, durerea a fost fără margini, iar lacrimile au curs și roaie. Să fim la o cununie. Suntem la o mormântare. E foarte dureros. I-a murit și tată. De curând bunic. E o rudă, o familie nu știu. Și fratele lui taică s-a murit. E ceva dureros. Nu se poate descrie în cuvinte. Durere foarte mare. Avea speranța că va reuși să învingă boala? Da. De mic copilul îl cunosc. De când avea, cred că 4-5 ani. Era un zburdalnic, nici nu pot să-mi găsesc cuvintele acum, dar era un băiat foarte, foarte deosebit. Păcat că boala asta l-a petrificat, l-a măcinat, l-a distrus pur și simplu, s-a ajuns în situația unde s-a ajuns. Pare foarte rău pentru familie. Cortegiul funerar s-a oprit prima dată la blocul în care a locuit Ștefăniță. Aici, prietenii acestuia nu și-au putut stăpâni lacrimile, iar vecinii au ieșit la balcoane pentru a-și lua rămas bun de la tânărul care a sperat până în ultima clipă că va învinge boala. De la Hristos separatul cel fără moarte și Dumnezeu nu să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluie. A fost prietenul meu, am copilărit multe aventuri împreună. Dacă e să scrim un roman, scrim împreună. Dacă era printre noi, acum aveam ce scrie, aveam ce povesti. E o zi dureroasă astăzi. Foarte dureroasă. Este cea mai dureroasă zi din... După ce mi-am pierdut mama, este a doua, mai ceva ca fratele meu. Nici nu pot să până la lacrimile. Pe ultimul drum, Ștefăniță a ajuns și la Colegiul Național Alexandru Vlahuță, unitate în care a învățat. Aici l-au așteptat foști profesori, oameni care în urmă cu 10 ani au participat la cea mai amplă campanie umanitară desfășurată la Râmnicu Sărat, care a avut ca scop strângerea de bani pentru salvarea vieții lui Ștefăniță. Am fost convins că, ca și colegii noștri, ca și prietenul meu, Sofronie, care a inițiat acum 10 ani activitatea, această acțiune, aceasta de strângere de fonduri pentru tratamentul lui Ștefăniță, și am fost convins să reiau că lucrurile s-au rezolvat. Am considerat că ceea ce am făcut atunci a fost un lucru bun. Am convingerea acum, chiar dacă sunt surprins de evenimentul acesta tragic, am convingerea că i-a mai oferit cel puțin 10 ani. Cortegiul funerar a plecat apoi din Râmnicu Sărat către localitatea buzoiană Boldu. Sicriul cu trupul neînsuflețit a ajuns la biserică, iar la finalul slujbei de înmormântare, prietenii l-au aplaudat pe Ștefăniță. Tânărul a fost înmormântat în cimitirul din localitate, alături de tatăl său. Dumnezeu să-l ierte!